Bun găsit, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru din această seară este profesor doctor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Este și colaborator al unui număr impresionant de universități din lume, nu doar din țară. A jucat și joacă în piese de teatru și în filme. Este unul dintre cei mai buni manageri de teatru din Europa și conduce, îndrăznesc eu să spun, evenimentul determinant în schimbarea destinului Sibiului, Festivalul Internațional de Teatru. Astăzi, dincolo de toate acestea, face parte din juriul capitalelor culturale ale Europei profesor universitar dr. Constantin Chiriachi alături de noi. Mulțumesc pentru întâlnire, domnule director. Bună seara, bine v-am găsit, bine v-am găsit, dragi Sibiu. Mă gândeam că sunteți un om care provine dintr-o familie extraordinară. Odată numeroasă, aveți, cred că, zeci de unchi, zeci de mătuși, o familie foarte numeroasă, cu bunici minunați, cum probabil bunicii tuturor sunt, dar ai dumneavoastră, foarte interesant, un bunic care a făcut ultimul copil la 70 și ceva de 78. Ani, dacă nu mă înșel. De la bunici ați învățat ce înseamnă basmul, de la bunici ați învățat, din păcate, și ce înseamnă comunismul, aflându-vă la bunici. Vedeți, mereu suntem tentați să spunem că viața bate filmul, viața bate și teatru uneori. Absolut. Teatru este o oglindă a vieții. De fapt, teatru esențializează viața. Când v-ați dat seama că asta vreți să faceți? Că vreți să fiți actor înainte de orice? Nu știu, am vorbit și în alte emisiuni. La 3 ani am învățat să spun poezie. Am câștigat primii mei bani spunând poezie. Și cei mai frumoși. Da. Atunci când spuneam creze în biserică, probabil că am câștigat cei mai curați bani. Corect. De mic am avut bucuria și tentația scenei, dorința de a apărea în față și de a spune, de a mărturisi. Bunica din partea mamei, care a crescut 16 copii singură, ea m-a învățat să spun poezie, de la ea am învățat să scriu, să citesc. Da, bun, dar e limpede că ați avut și o înclinație spre asta, adică poți în mod cert, mecanic în mod foarte cert, multe, indiscutabil, dacă nu indiscutabil ele... Și de fapt partea extraordinară a poeziei nu e să înveți un lucru pe de rost, ci să găsești texte care emoționează, care te reprezintă și să le faci ale tale. Pentru că atunci când eu spun poezie, spun ca și cum ar fi un gând al meu. Nu e o reproducere a lui Eminescu sau a lui Creangă sau a lui Shakespeare. Realmente. Absolut, absolut. Și de fiecare dată găsesc acea formulă de a comunica. Vă dau un singur exemplu. Uitați, ați văzut când ați respirat? Spectatorii respiră odată cu actorii. Și atunci când actorul are ceva de spus, nu ai cum să nu-l prinzi. Ceea ce, verbul pe care îl aduci, povestea pe care o aduci, trebuie să intereseze. Și interesează în condițiile în care e un lucru unic, interesează în condițiile în care e un lucru al tău și care aduce mărturisire despre ceva cu totul special. Recitați poezie și ați putea să o faceți săptămâni întregi, fără să vă opriți. Recitați poezie în urmă cu ani buni, la o vârstă foarte fragedă, în fața unui public foarte interesant, fiindcă noi, în vremurile de astăzi, ne dădea să spunem, domnule, poezia e peste noi, adică e pentru un anumit tip de public foarte elevat. Dumneavoastră recitați într-un mediu despre care noi astăzi putem spune, domnule, e de la țară. Probabil, da, erau unchii, mătușii, și aveau oamenii deschiderea spre poezie? Absolut. O primeau? Absolut. Da, absolut. Absolut. Țin minte, în perioada comunistă, am avut turnee cu recitaluri de poezie în săli uriașe. Am avut și spectatori, 1000 și ceva de spectatori, care veneau și ascultau poezie. Contează și ce a recitat. Indiscutabil, indiscutabil. Și numele bun ți-l faci venind cu calitate. Uitați-vă, să nu luăm exemplul meu, uitați-vă că de fiecare dată la Tudor Gheorghe sălile sunt pline. Pentru că el este un glas unic și a găsit un drum, un destin și în același timp spectatorii au înțeles că de fiecare dată când vine el aduce un lucru interesant. Dar eu vreau să iau exemplu dumneavoastră și vă spun și de ce. Fiindcă sunteți într-o poziție care v-ar permite la fel de bine să nu faceți niște eforturi pe care știu că le faceți. Recital de poezie la Iași, recital de poezie la Mureș. Faceți niște lucruri care înțeleg că le simțiți, dar da, care absolut
profesional, cu toată reverența, nu cred că vă mai sunt necesare. Adică, ba da, e nevoie de dialog cu publicul tot timpul. Cine nu are dialog cu publicul, se înstrăinează. Pierde acel contact uman care este fundamental pentru un actor. Și reușiți astăzi să mai fiți mai degrabă actor decât manager, în condiții absolut, în care sunteți atât de presat absolut, de atâtea lucruri? Absolut. De fapt, spuneam și în alte întâlniri, actorul ajută managerul pentru că gustul pe care l-am vine de la actorul care sunt și eu aleg mult mai repede. În clipa în care, vă dau un exemplu, am ajuns aproape la o dimensiune fiziologică în a alege spectacole. Când mă duc la bursele de spectacole, unde de obicei sunt extrase de maximum 15 minute dintr-un spectacol. Dacă, Doamne ferește, ațipesc, e clar că acel spectacol nu-l iau. Dar nu cred că s-a întâmplat. De nenumărate ori. Serios? Am un metabolism extraordinar. Când ceva nu mă interesează, când ceva este sub energia mea, extraordinar. Eu reacționez, adorm. De fiecare dată le spun partenerilor, faceți ceva să mă intereseze, că dacă nu m-ați pierdut de mușteriu, adorm. Bun, dar este cu siguranță ceva și care vă aprinde, nu? Doamne! Nu puteți lua tot ce nu vă adoarme, că e mult. Indiscutabil. Am văzut de sute și sute de ori spectacole jucate într-o limbă pe care nu știam. Și stăteam cu sufletul la gură. Asta înseamnă că se întâmpla ceva important acolo. Ei puteau transmite dincolo de limbă? Absolut! Absolut! Era o energie foarte interesantă. Era un conflict foarte important acolo pe scenă, pe care îl primeai și care te ținea. De multe ori stai și vezi efort enorm făcut pe scenă. Unii care urlă, care... Și nu te atinge. Adică sunt... E bine, încă o dată spun, actorul a ajutat managerul. Bun. Managerul a ajutat actorul, pentru că, uitați-vă, eu am jucat destul de puțin. Nu am făcut Teatrul Național din Sibiu, după chipul și asemănarea mea, cum au făcut aproape toți actorii și aproape toți regizorii, când au ajuns în fruntea bucatelor, au zis, domnule, eu trebuie să joc, eu trebuie să fiu cel de mai ce important. De ce n-ați făcut-o? Pentru că eu consider că cel mai important lucru e a construi o instituție, în a face ca echipa pe care o ai să fie făcută din vedete. Să poți să promovezi tinerii, să le dai șanse, să poți în același timp să aduci calitate. Nu ai cum să te arăți numai pe tine, oricât de valoros ai fi. Pe de altă parte, mi-aduc aminte că citeam un lucru, părea amuzant. Nu știu dacă a fost la fel de amuzant și pentru dumneavoastră sau pentru domnul Purcărete. Citeam așadar la un moment dat că Silviu Purcărete exaspera că deja lucra de multă vreme aici și totuși Constantin Chiriac nu juca în nicio piesă, a venit și a spus, dacă nu joci într-o piesă de-a mea, să știi că plec. Da, așa este. Și ați acceptat o provocare împreună cu bunul dumneavoastră prieten Virgil Flonda, cred. Am jucat în regia lui după 5 ani de la venirea lui în teatru. Și, într-adevăr, la o întâmplare de suflet, mi-a spus aproape cu obidă. Înseamnă că nu crezi în mine dacă nu vrei tu. Fac un recital, fac ce vrei, tu numai să lucrezi. Acum, să lucrezi cu toată, cu toată modestia ce vă caracterizează, vă provoc la asta, să ne imaginăm totuși un om de valoare lui Silviu Purcărete, că avea nevoie de recunoașterea asta din partea lui Constantin Chiriac. Nu, și avea nevoie, cum și eu am avut nevoie de el, ca să ne întâlnim ca artiști pe scenă. Este fundamental, important. Dincolo de toate colaborările administrative sau de altă natură. Și alegerea pentru Așteptându-l pe Godot a fost, de fapt, un dar și un omagiu pe care l-a făcut prieteniei care a animat, animă și va anima pentru totdeauna viața mea și a lui Virgil Flonda, pentru că ne-a ales tocmai pentru că în piesă era vorba de doi prieteni de o viață. Da. Și am avut momente când îl simțeam pe Virgil, Doamne, de la zeci de metri. Cât de mult contează în viața unui actor să dezvolte tipul ăsta de relație, nu neapărat doar în plan personal, ci pe scenă, să se simtă fundamental, important. Fără prietenie, fără...
acea atmosferă în care gândurile circulă dincolo de cuvinte, în care sentimentele nasc uneori lucruri absolut incredibile. Credeți-mă că nimic nu e mai frumos decât să repeți și să descoperi. Acolo, și spun aproape o blasfemie, simți că ești rudă cu Creatorul. Pentru că în fiecare din noi, Dumnezeu a pus un mic crâmpei de dumnezeire din acel har al creației. Și în clipa în care iei personajul de mână și îl înveți să pășească, să vorbească cu trupul tău, cu tot ceea ce înseamnă muritorul din tine, având în același timp poezia, spiritualitatea, încercând să-i dai viață cu ceea ce ai tu, încercând să intuiești ce ar trebui să fie personajul respectiv, vă dați seama că este un lucru fabulos. Sunt convins că fiecare din dumneavoastră v-ați dorit măcar o dată să fiți mai buni, mai frumoși, mai înalți, mai deștepți, mai altfel. Ei bine, acolo pe scenă noi suntem. În același timp să vezi cum publicul e agățat de respirația ta, de surâsul tău, de sprânceana ta care se ridică. Țin minte, în perioada comunistă, jucam câte 400 de spectacole într-un an, mai mult de un spectacol pe zi. Am jucat în săl și la minus 5 grade, îngheța apa, în pahar. De multe ori oamenii erau forțați să vină la teatru. Eu erau aduși cu forța. Și erau spectatori care nu erau la înălțimea spectatorilor pe care noi i-am creat aici în Sibiu. E bine, de multe ori eram nevoit să oprim spectacolul, să cerem lumină pe sală. Asta o făceam mereu. Și le explicam, dragii mei, noi am venit cu sufletul în palme în fața dumneavoastră. Asta e inima noastră. Dacă nu vă place, plecați. Vreau să vă spun că după aia, de câte ori mergeam în localitățile respective, ne oprea lumea pe stradă și ne spunea ce bine ne-ați spus atunci. Dar vedeți, apropo de opritul pe stradă, e foarte interesant cum într-o epocă în care televiziunea joacă un asemenea rol, vedetele par mai degrabă a fi acolo decât a fi în orice altă parte. Este foarte interesant, deci, că într-o astfel de epocă, Teatrul Național aici la Sibiu a creat ceea ce spunea și dumneavoastră în deschidere. A creat genul ăsta de vedete, de vedete absolut, reale. Absolut. A fost și i-am mulțumit de enori pentru asta. A fost la noi în platou Ofelia Popi, care nu e un doritor. Nu. Iasă când chiar nu mai poate evita situația. Și îmi spunea, mă oprește lumea pe stradă. Este Ofelia Popi, creat aici, la Teatrul Național. Și credeți-mă că lucrul ăsta se întâmplă nu numai la Sibiu. Uh-huh. S-a întâmplat la Tokyo, s-a întâmplat la Limoges, s-a întâmplat la Londra, s-a întâmplat la Paris, s-a întâmplat... Dar apropo de Asia, colegii de dumneavoastră au fost la noi și ne-au povestit ce experiență senzațională a fost acolo. E destul de simplu să vii să spui Teatrul Național, merge în turneu, duce în Asia, îți intră pe aici, îți iasă pe acolo. Oamenii veneau și spuneau, dom'le, e mult mai mult decât atât. E fascinația unei civilizații pe care noi, europenii, o întâlnim acolo și care ne acceptă, și cred că asta se mirau ei, care ne acceptă și ne aplaudă sincer. Ei chiar agrează ceea ce facem noi și se bucură de ceea ce facem noi pe scenă. Am avut senzația că, virgulă, colegii noastre au fost realmente șocați de felul în care au fost primiți în Japonia. E firesc, pentru că imaginați-vă, până acum la Sibiu au fost peste 1500 de artiști din Japonia, de-a lungul timpului. Au fost totuși 52 de companii din Japonia. În clipa în care am avut conferință la Universitatea Fetelor din Japonia, o universitate de 22.000 de studente, am avut într-o sală unde erau 300 de locuri, vreo 400 de invitați care au venit. Și unii care erau pe hol și care ar fi vrut să intre și nu mai aveau unde. Pentru că erau foarte mulți din cei care au venit la Sibiu sau alții care ar fi dorit să vină la Sibiu. Uh-huh. Și am fost primit de rectorul universității respective, acum când am fost în decembrie cu Nora, care a ținut un speech și a făcut o reverență extraordinară pentru faptul că eram acolo. Și atunci am improvizat un lucru care venea dintr-un adevăr vechi.
Am spus, eu am absolvit un liceu de băieți, un liceu exemplar, la Iași. Uh-huh. Și visul meu secret atunci era să pot să intru tiptil în școala de fete de la Iași. Iată, astăzi am șansa să ajung în Universitatea de Fete din Japonia, unde rector este un bărbat. Zic că îl invidiez, dar în același timp nu aș vrea să fiu în pielea lui. Imaginați-vă ce înseamnă să poți să păzești 22.000 de iepuri. Dar ce reacție au fi stârnit? Vă dați seama că a fost un râs general. Da. Ei bine, vedeți, de fiecare dată actorul ajută managerul. Da, corect. Pentru că am folosit acest tertip care mi-a dat imediat un ascendent extraordinar în fața acelui public, care oricum mă adora. Da. În același timp, succesul Festivalului Internațional de Teatru aduce succesul teatrului. Teatrul, de asemenea, clădește succesul festivalului. Ambele au clădit succesul școlii. Festivalul a clădit credibilitatea platformei doctorale, care, iată, s-a înfiripat începând din ianuarie, vom da drumul la primii doctori care vor fi primiți studenți la școala doctorală. Domnul ministru, acum când m-am întors, mi-a promis 4 locuri începând din ianuarie. Deci începem nu în octombrie, iată, începem în ianuarie. Și faptul că am reușit să mă abilitez de asemenea ca și conducător de doctorate, aducându-l pe domnul Banu, care a venit la Sibiu, nu la București, da, nu la Cluj, ci la Sibiu, așa cum e și normal. Și nu de oriunde. Absolut, a venit. De la Sorbona, da, împreună cu șefa școlii doctorale. În următoarele 3-4 luni va deveni de asemenea conducător de doctorate Cristian Radu în zona managementului cultural, unul din cei mai importanți în zona managementului cultural, nu numai din România, și de asemenea... De altfel, tot ceea ce face domnia sa în colectiv cu dumneavoastră, da, se vede în fiecare, absolut, festival. Absolut. Ați creat, apropo de festival, că oricum vreau să ajungem acolo, ați creat o echipă care funcționează senzațional și asta se vede exact în festival. Acolo unde fiecare știe care e rotița pe care trebuie să o învârtă, fiecare știe cât e de important în sistem, începând cu cei care coordonează voluntarii, continuând cu cei care coordonează bursa de spectacole și așa mai departe, toți știu cât sunt de importanți în tot acest sistem. Fără a da responsabilități, tineri, nu ai cum să fii învingător. Numai în echipă poți... N-a fost un risc, totuși. Știu, dar fără a-ți asuma riscuri, nu ai cum să câștigi, nu ai cum să transformi lumea, nu ai cum să fii într-adevăr învingător, pentru că riscuri avem zi de zi. Ca să poți într-adevăr să găsești soluții, trebuie să dai responsabilități. Nu ai cum tu să te pricepi la toate. Nu întâmplător, la finalul acestui an, în 20, am adunat toată echipa teatrului, au primit toți calendare, au primit toți agende și am ținut să punctez, făcând o evaluare a anului, arătând toate structurile care funcționează pe principiul vaselor comunicante, vorbesc de școala de teatru, de școala de management cultural, de platforma doctorală, de festival, de bursă, amintind plusurile și minusurile pe care le-am avut, pentru că prin fața mea au trecut toți angajații, pentru că an de an eu fac o evaluare și funcție de această evaluare, ei au salariul viitor, anul viitor, adică se plătește calitatea și cantitatea muncii. Ei bine, în același timp au primit pentru anul viitor tot programul, pe zile. Cum tot programul? Până în decembrie? Absolut. Pe fiecare... Pe zile, da. Fiecare premieră, când sunt repetițiile, ce este în paralel, ce turnee. Nu glumesc. Lucrurile astea au fost făcute de toți colaboratorii mei în dialog cu mine. Asta știți cum ține tot de acea planificare cu care ne obișnuiți să răți, apropo de festival. Absolut. Asta care știți agendele de peste ani de zile. Festivalul de anul viitor este în totalitate făcut. Acum mai avem 2-3 permutări funcție de avioane, de zboruri, dar numele sunt stabilite. Vreți, apropo locurile de festival, să discutăm despre cât de important este un edificiu care să găzduiască Teatrul Național în Sibiu, un nou edificiu, și primarul a vorbit despre asta, știu că e o veșnică preocupare a dumneavoastră. Absolut.
Este capital să se întâmple ceva, nu? Indiscutabil. Acum când am fost în Japonia, domnul Kogi, care a primit titlul de cetățean de onoare, a ajuns în aceeași zi cu mine din Europa, pentru că el a avut peregrinările europene pentru capitalele culturale viitoare. Dar între timp el a aranjat o întâlnire pe care am avut-o la etajul 25 a hotelului în care stăteam, într-un restaurant rotitor, unde vedeam toată panorama Tokyo-ului. Și la acea întâlnire a ținut să-l aducă din nou pe patronul, președintele de la Mitsubishi, împreună cu echipa domniei sale, care la rândul lor au invitat primele două case de arhitectură din Japonia, ca importanță. Și eu le-am expus gândul viitorului Teatru Național. Bineînțeles că această întâlnire nu mă obligă pe mine să aleg respectivele case. Ce este fundamental important pentru mine, pentru domnul primar, pentru Consiliul Local, pentru orașul acesta, să găsim dialog cu cât mai mulți arhitecți din lumea asta, în așa fel încât caietul de sarcini pe care îl vom face și cel care va câștiga licitația, să ne asigurăm că e o firmă foarte importantă care va face cea mai bună soluție și că în același timp nu ne vom trezi așa cum ne-am trezit la toate licitațiile din România, că nu sunt structuri serioase care să vină să facă un proiect de genul ăsta și că nu ne vom trezi după cu încă o cheltuială în plus, încă una, încă o evaluare. De asta ne-am îndreptat prima dată către niponi, pentru că ei niciodată n-au făcut un proiect în care să apară costuri noi. De asemenea, știm bine ce înseamnă pentru ei a administra un mic petec de pământ și să-l pună în valoare până în pânzele albe. Corect. Trebuie să ne îndreptăm spre cele mai bune practici. Da, dumneavoastră, ca manager de teatru, ce vă doriți pentru clădirea aia? Ar trebui să aibă ce pentru a vă satisface pe dumneavoastră? Poate chiar ca actor, să aibă săli multe, săli mari, că și asta e o discuție. Să aibă ce? În primul rând, va fi vorba de un concept. Altfel decât tot ce s-a făcut până acum în România. Și de foarte puține ori în Europa. În primul rând, vor fi trei săli, nu foarte mari. Pentru că noi trebuie să ne gândim pentru ceea ce înseamnă Sibiul, acum și în viitor. Va fi o sala mare, să spunem, de maxim 500 de locuri. Dar va avea o scenă uriașă. Pentru că pe scena respectivă va trebui să încapă de la Cirque du Soleil până la cea mai mare operă, până la cea mai mare trupă de rock, până la tot ce poate fi grandios în această lume. Va fi o sală de 350 de locuri și o sală de 150 de locuri. Și așa își va găsi locul teatrul secția română, teatrul secția germană și școala de teatru. În același timp, și asta va fi pentru prima dată în România, pentru fiecare scenă va fi câte un spațiu de repetiție de exact aceeași dimensiune și exact cu aceleași dotări, în așa fel încât noi să nu mai ocupăm sălile de spectacol cu repetiții. Sălile de spectacol trebuie să producă. Și atunci gândim o formulă modulară pentru cele trei săli, în așa fel încât să le putem uni. Noi avem unde să repetăm. În seara premierei luăm decorul și îl ducem pe scena în care trebuie să jucăm. Dar peste zi, unindu-se, facem o sală de congrese de 3.000-5.000 de locuri. Iar în clipa în care avem Cirque du Soleil sau o operă puternică, scena mare, împreună cu cele 5.000 de locuri sau 3.000, vor aduce publicul, nu numai din Sibiu, din România. Maestre, vă aduceți aminte că în momentul 90 și ceva, când le vorbeați apropiaților despre ce va fi festivalul de teatru peste 20 de ani, vă priveau oarecum cum poate vă privim noi acum, vorbind despre cum va fi centrul ăsta mare? Fără... Și uite că s-a întâmplat. Știți că am mai spus odată într-o emisiune la dumneavoastră, fără să cauți locul în care stai cu picioarele pe pământ și să mânghii cu palmele cerul, fără astfel de momente, nu ai cum să evoluezi în viață, nu ai cum să aduci lucruri altfel, năucitoare uneori, dar
care schimbă viața unei comunități, care îi dă sens. Pentru că trebuie să te uiți ce înseamnă Sibiul. Asta nu înțelege lumea. De ce Sibiul este altfel? El este altfel pentru că sunt niște oameni în orașul ăsta care gândesc pentru destinul lui, pentru viitorul lui, pentru ceea ce înseamnă unicitatea lui. Asta trebuie să înțeleagă fiecare primar de altă localitate. Ce înseamnă Brașovul în unicitatea lui? Ce înseamnă Timișoara? Uh-huh. Și nu să copieze sau să fure câte un mic eveniment sau Corect. Câte o companie care, vezi, Doamne, a ajuns la Sibiu. Da. Acele companii au ajuns la Sibiu pentru că trebuiau să ajungă. Da. Și pentru că fac parte dintr-un concept mai mare. Uh-huh. Ei bine, revenind la această clădire, ea va avea și un centru pentru festival, va avea un centru pentru centru de cercetări în artele spectacolului și în management cultural, va avea un centru pentru platforma doctorală, va trebui să aibă un mic hotel care să primească companiile care vin pe parcursul anului în turnee. De asemenea, să fie un centru de rezidență pentru tot ce înseamnă excelență în zona artelor spectacolului și în zona cercetării, în zona proiectelor. E provocarea noastră numărul 1 asta? Astfel. Absolut, absolut, da. Pentru că e important să ctitorim și să ctitorim în așa fel încât Sibiul să devină pentru totdeauna un spațiu de dialog, un spațiu în care lumea vine cu mare bucurie. Să ne gândim că România nu are un centru de congrese. Uh-huh. Și un centru de expoziții profesionist. Dar rămite în mijlocul țării. Da, marile companii se duc la Viena să-și facă congresele. În condițiile în care noi avem infrastructură turistică, știm bine câte hoteluri de 4 stele și de 5 stele și câte vor fi în plus în viitor. Uh-huh. Că avem un aeroport atât de bun, că suntem în mijlocul țării, că avem limbajul turismului cultural, acum va trebui să-l dobândim pe cel al turismului de business. Ați pomenit la un moment dat și după scurta pauză de reclame aș vrea să vorbim un pic despre asta. Ați pomenit de orașe vecine și de provocările și intențiile lor. Aș vrea să vorbim despre capitalele culturale. Știți că există niște intenții, cel puțin declarativ. Poate le detaliem după reclame, dacă sunteți de acord. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de SECE Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Este posibil ca între cele două imagini ochelarii să facă diferența.
treci pe la noi. Bell Optic, strada General Magheru, numărul 21, telefon 0269-214-144. Mută-te la casă! Duplex de vânzare, parter plus etaj, în capătul căii Cisnădiei. Fiecare apartament este format din bucătărie, două băi, living cu spațiu pentru servit masa, trei dormitoare, balcon, terasă, grădină și parcare. Clădirea dispune de toate utilitățile. Sună acum la 0721 329 013 pentru informații suplimentare. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de hectare. La școala domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiu capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Willis. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Aveți probleme cu ochii? De acum pot fi rezolvate în clinica Ofta Total, dedicată oftalmologiei prin profesionalism, corectitudine și loialitate față de pacient. Aici, echipa condusă de profesor universitar dr. Adriana Stănilă vă pune la dispoziție consultații, tratamente, investigații, intervenții chirurgicale și servicii de optică medicală, totul într-o singură locație. Clinica Ofta Total, strada semaforului, intersecția cu bulevardul Vasile Milea. Am revenit, doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară maestru Constantin Chiriac, directorul Teatrului Național Radu Stanca și al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Vă spuneam în prezentarea dinainte de reclame, unul dintre oamenii esențiali în desemnarea titlurilor de capitale culturale europene. Știți cu siguranță cei de acasă, domnul director Chiriac știe mult mai bine decât noi, știți că sunt și alte comunități din această țară care își doresc acest titlu pe orizonturi diverse. Unii spuneau că ar vrea peste 5 ani, unii spuneau că ar vrea peste 10 ani. În realitate, domnule director, există șanse reale ca, nu știu, Timișoara, de exemplu, să primească acest titlu? România a primit dreptul de a organiza competiție pentru 2021. Da. Este o agendă pe care Comisia Europeană o stabilește. Am încercat să am un dialog la nivelul guvernului în așa fel încât să putem să schimbăm această dată, pentru că, din păcate, suntem cu Grecia. Grecia a fost prima țară care a organizat capitală culturală europeană, Atena, în 1985. Melina Mercuri, mare artistă, a fost inițiatoarea cu Jacques Lang a acestui proiect. Și Atena a fost prima capitală culturală europeană. De atunci au mai fost încă două, Salonic și Patras. Patras probabil a fost cel mai prost exemplu de capitală culturală europeană. Și nu e bine pentru noi să fim Nu e bine în mod cert, pentru că e important să fii în dialog cu un oraș important. Pe când, dacă ne gândim, ce oraș poate să mai fie capitală culturală în Grecia? Eventual, nu știu, Rodos sau Iraclion, undeva pe una din insule. Deci nu e nici pe departe o mare ofertă să spui, nu știu, pui Bucureștiul sau Clujul sau Iașul sau Timișoara alături de un oraș de 50.000 de locuitori. N-ar trebui să ne lege și ceva cultural, poate? Da. Exista posibilitatea, Marea Britanie, care este prevăzută pentru 2023, ar fi dorit să intre în parteneriat cu România. Asta este căderea parlamentarilor europeni să decidă. Pentru că în clipa în care proiectul care există se va vota în plenul Parlamentului,
Parlamentul European poate să schimbe. Și să spună, domnule, există voința Marii Britanii și a României de a merge împreună. Și atunci poți să-ți imaginezi, nu știu, un parteneriat între unul din orașele importante ale României cu Edinburgh, sau Cardiff, sau Belfast, sau Manchester, sau Newcastle. Adică niște nume importante cu care poți să faci o punte extraordinară care în mod cert ar atrage și o mare dimensiune educațională, de cercetare și, în primul rând, turistică și economică. Asta cu privire la țări. Da. Cu privire la, la comunități, la, la, la orașe, care e procedura? Țara își asumă, iar apoi urmează o competiție internă, să absolut, spun așa? Absolut, absolut. Ministerul Culturii trebuie să lanseze acest call, această propunere pentru intrarea în competiție. Și cel mai important lucru, din punctul meu de vedere, ar fi ca România să-și asume un proiect care poate fi câștigător pentru țară. Până acum, cel mai interesant proiect din tot ce am examinat a fost proiectul Poloniei. Pentru că ei au făcut regionalizarea încă din 1994, ei au 16 voievodate. Și în clipa în care au primit șansa să organizeze capitală culturală europeană, a fost o decizie la nivel guvernamental ca fiecare regiune să propună câte un oraș și în numele acelui oraș să se creeze un proiect care să strângă sub semnul acestei competiții valorile întregii regiuni din punct de vedere al patrimoniului, din punct de vedere al evenimentelor, a investițiilor, a tot ceea ce are nevoie acea regiune din punct de vedere al dezvoltării ulterioare, pornind de la infrastructură până la zonă economică, zonă turistică, educațională, de cercetare și așa mai departe, și să găsească actorii principali. Când spun actori, vorbesc de gânditori, de oameni din domeniul economic, din domeniul turistic, din domeniul educațional, filozofi, cercetători și așa mai departe, care să vină să propună un proiect. Vreau să vă spun că a fost o competiție extraordinară, iar ce a fost cel mai important nu a fost numai faptul că a câștigat Wroclaw, ci faptul că toate proiectele care, chiar dacă n-au ieșit câștigătoare, au rămas în picioare. Din cauza asta, Polonia nu a avut recesiune. E singura țară din Europa care a avut creștere. E singura țară din Europa care, pe domeniul cultură, între 2007 și 2012, a tras mai mulți bani decât România la un loc, pe toate proiectele. Vedeți ce înseamnă gândire în timp? Bun, dacă asta... România ar gândi la fel și ar spune, da, domnule, facem regionalizarea și propunem în numele fiecarei regiuni ca să-și asume câte un oraș această sarcină de a reprezenta posibil România în dialog cu lumea. Bun, dar pentru asta e necesară o strategie, gândirea cuiva, susținerea altcuiva, la nivel central cel mai probabil. Ceea ce vedem noi acum la nivel de Timișoara Bunăoară, că știu că erau interesați, e o intenție, punct. Adică nu există o Am fost aproape în toate orașele care au dorit și doresc și vor dori. Deocamdată eu încercând să stârnesc acest lucru. Pe de altă parte, nu înseamnă că dacă Sibiu a reușit senzațional ceea ce a reușit cu capitala culturală, rețeta luată de aici și pusă acolo va fi funcțională, nu? Ba da, eu nu vorbesc de rețeta Sibiului. Există o rețetă care este clară. Comunitatea respectivă trebuie să nască acel proiect din specificitatea acelei comunități. Trebuie să și știe să o facă. Ba, absolut, absolut. De asta spun, e mult mai mult decât o dorință. Indiscutabil, indiscutabil. Sunt orașe care au un patrimoniu extraordinar. Iașul, e Clujul, e Timișoara. 2021 sau 2023 nu e o decizie încă. Nu, deocamdată e o decizie a Comisiei Europene. Pe 2021. Pentru 2021, care va trebui să fie validată de Parlament. Și în clipa în care va fi validată, va deveni o decizie pe care
guvernul României va trebui să o respecte și să o pună în practică. Pentru că, de obicei, evaluările se fac cu 5 ani înainte. Iar proiectul pe care trebuie să-l înainteze fiecare oraș presupune dezvoltarea acelui proiect până la momentul respectiv al sărbătorii, dar și 5 ani după, în așa fel încât respectiva sărbătoare să nu fie un foc de artificii, ci o formulă de dezvoltare sustenabilă a acelei comunități printr-un dat cultural. Maestre, în lipsa acestui edificiu despre care povesteam înainte de reclame, despre această clădire pe care mulți ar desprinde-o dintr-un SF, probabil, la momentul ăsta, în lipsa acestei clădiri, acestui edificiu așadar, Teatrul Național reușește performanțe deosebite în activitatea sa cotidiană și în deja arhiurmărite activități din timpul Festivalului Internațional de Teatru. Multă lume se întreabă, cum ne întrebam și noi la fiecare ediție, dacă întotdeauna se va putea mai mult. Noi am avut dovezi până acum care au certificat asta. Întotdeauna, cumva, nu știm cum, de asta știți, s-a putut mai mult. S-a putut mai multă agendă, s-a putut mai multă calitate, întotdeauna s-a putut mai mult. Mai mulți turiști, mereu. Sigur. N-ajungem la un nivel de unde nu se va mai putea mai mult? Ba da, totdeauna se poate mai mult. Se poate? Absolut. Totdeauna. Totdeauna. Pentru că vedeți, pe tot ce am spus pe platforma doctorală, pe centru de cercetări, fiți convins că toate astea vor naște noi provocări. Încercăm să construim un liceu de artă în care actoria și managementul cultural să se regăsească. Încercăm un proiect în care teatrul și improvizația, jocul, să poată să ajungă la cei mici. Pentru că, din punctul meu de vedere, educația în România este greșită. Și nu numai în România. Nu putem în această clipă să mergem pe ideea acumulării și a stocajului de date. Avem computere foarte performante. Capul tânărului, al copilului, trebuie dezvoltat altfel, trebuie provocat ca el să poată să facă legături. Să poată să se joace, să poată să găsească soluții, să-și asume responsabilități. Cine poate să-i dea aceste abilități mai mult decât jocul, decât capacitatea de a te implica într-o poveste? Deci nu să depoziteze teorii și teoreme și alte lucruri. Da. El trebuie să treacă prin toate astea, dar el trebuie să ajungă să se joace cu aceste lucruri, să le poată combina. Acele minți sunt extraordinare și devin creatoare în timp. Nu cei care stochează și caută în computer. Așa mă duc pe Google și le iau de acolo. Absolut. Pe de altă parte, maestre, cu atâtea structuri cu șanse sau care chiar fac performanță azi, pe de altă parte, deci, din aceste structuri va ieși și viitorul Constantin Chiriac. Probabil. Absolut. De ce? Absolut, absolut. Așa construim viitorul, așa dăm șanse, educație, așa vor veni oamenii spre Sibiu, nu vor pleca din această țară. Sibiul este un loc care atrage. Ați văzut câți artiști importanți s-au stabilit în ultimul timp în Sibiu. Ce vă doriți pentru anul următor? În primul rând, sănătate. Dar nu aveți semnale că nu o veți primi. Nu, dar a murit de viață realmente trepidant. Da, vi l-ați construit și v-ați adaptat la el. Absolut, interesant asta. Absolut. Noi povesteam la un moment dat că sunteți un om care doarme puține ore pe noapte. 4 ore. Și e funcțional. Absolut, absolut. În același timp, trebuie să gândim fiecare din noi că acest trup care este muritor răspunde unor provocări. Corect. O bucată de vreme. De fiecare dată trebuie să-i dai acestui trup care poartă spiritul nostru și care trebuie să te slujească. Deci îmi doresc în primul rând sănătate, îmi doresc să fiu înconjurat de prieteni, îmi doresc să fiu nu ajutat, ci lăsat în pace. România e esențial. Îmi doresc în același timp să văd, măcar în orașul nostru, oamenii cu zâmbetul pe buze. Păi oricum îi vedem mai mult decât în alte părți. Mult mai mult. Așa e? Mult mai mult. În același timp, îmi doresc ca
românii să poată să ajungă să fie mândri de țara lor. Așa cum sibienii sunt mândri de orașul lor. Și cred că asta este cea mai importantă lecție pe care românii ceilalți ar trebui să o învețe de la Sibiu. Să știți că o bună parte din mândria pe care o avem noi ca sibieni se datorează faptelor noastre, ale noastre personal și ale colegilor noastre. Teatru și festivalul de teatru. E o împlinire pentru noi toți cei care trăim aici la Sibiu. E o împlinire perioada de vară în care ne întâlnim cu atâția oameni. Vă mulțumim pentru asta, domnule director general. Vă dorim un an bun. Și dacă sănătate vă doriți, sănătate multă. Mulțumim, la mulți ani, Sibieni. La mulți ani. Dar domnilor, ne oprim acum. Ne vom revedea în curând. La revedere. Noapte bună.